Bună de dimineața, dragii mei! Miercuri din nou, 26 martie, o zi posomorâtă, supărată de dimineață, cer acoperit de nori, posibilități de ploaie astăzi, o maximă care nu depășește 10 grade, o minimă undeva pe la 5 grade, respectiv mai răcoare, mult mai răcoare decât, decât zilele care au trecut. S-a răcorit și asta dintr-o dată. Au scăzut temperaturile în medie cu 10 grade. Dacă undeva pe weekend aveam 20, chiar peste 20 de grade, acum doar 10 grade. Spuneam răcoare, așa că aveți de grijă. Schimbările de temperatură nu fac bine nimănui. Un cer acoperit de nori și ploi sporadice. Spun cei de la meteo că ploile vor fi nu în toată zona, ci pe aici, pe acolo. Vom vedea pe aici, dacă vom fi, sau pe acolo, dacă nu vom fi. Bună dimineața, Ada! Bună dimineața! Dacă ploile sunt așa, pe aici, pe acolo, horoscopul, deci la ce mi-ai spus de dimineață, bine, plec acasă. E pentru luna viitoare. Astăzi avem parte de o zi frumoasă și armonioasă, o zi a ideilor altfel, dacă vrei. E o zi foarte bună pentru cei care au de învățat, de studiat, de comunicat, de negociat, nu chiar toate semnele, dar o să vedem cine e bun la negociere astăzi și cine nu la horoscopul detaliat. La cum te uiți la mine, clar că n-am nicio semn, n-am nicio cu negociere, dar mă rog. Așa, se îmbunătățește comunicarea în cadrul familiei, se poate să apară progres acolo unde până acum concepțiile de viață ale membrilor familiei se băteau cap în cap. Mercur face un aspect armonios cu Jupiter și în felul acesta ne formăm mai ușor o privire de ansamblu asupra anumitor situații din viața noastră, dar și asupra existenței noastre în general. Și dacă ne mobilizăm astăzi puterea de convingere și entuziasmul, conducem cu succes negocieri, întruniri. Așa cum am mai zis, perfecționarea și comunicarea devin instrumente importante. Se poate ca unii dintre noi să constate că ar face bine să se mai instruiască într-un anumit domeniu și astăzi să li se ofere șansa sau să descopere unde ar putea să meargă sau ce ar putea să facă în acest sens și recomand să nu ezităm, e bine să ne perfecționăm în această perioadă pentru că se asimilează foarte, foarte ușor informația și rămâne bine fixată. Putem face un salt important de înțelegere, progresăm vizibil în dezvoltarea unei teorii sau în descifrarea unui curs sau unui studiu care ne interesează, dar la fel de bine se poate să descifrăm o relație de familie care n-a funcționat foarte bine sau care ne-a marcat, cine știe, sunt acele evenimente din copilărie care ne marchează fără să ne dăm seama, le purtăm mai departe ca adulți în atitudini nu neapărat ok întotdeauna. Ei, acum, într-un fel, se luminează și aceste părți, să le spunem cumva, mai adânci din noi și e bine să vorbim despre sentimentele noastre, bine, nu cu toată lumea, că iarăși o să ajungem noi depinde la horoscopul detaliat. Depinde cine sentimentele, că știi? Mai sunt, spre exemplu, semnele de foc nu se simt bine cu combinația aceasta Mercur în Pești, semn de apă, Jupiter în Rac, alt semn de apă și au tendința să spună ce nu e de spus, adică prea mult. Dar asta o să detaliem la rubrica de ce ți-am spus eu, cum horoscop. Te uitai la mine, Racul, deci ce să mai, nu... No comment. Deci ai grijă cu eu, tu și gura ta bogată, nu? Ce faceți? Ce faceți? E bine să aveți de grijă. Mă rog, raci, să avem de grijă. Ok, e bine să aibă de grijă și guvernanții, e bine să avem de grijă și noi. În general, e bine să avem de grijă mai toți, așa? Și dacă am aruncat cu ochiul așa un picuț spre Ucraina și Crimeea, că nu te poți opri să nu arunci cu ochiul acolo și să constați că acolo se întâmplă ceea ce se întâmplă deja. Moneda oficială acolo este rubla, am văzut oameni nemulțumiți de faptul, nemulțumiți prin prisma veniturilor, pentru că se așteptau ca anexarea Crimeei nelegală, absolut nelegală, să le aducă lor beneficii, respectiv să nu aibă bani mai mulți în buzunare, putere de cumpărare și așa mai departe. Dispariția grivnei, programată până în 2015, s-a produs brusc, atunci, pe loc, ca nici măcar... Ca și anexarea, de fapt, vezi că totul se duce repede, merge... Ca anexarea mers pe repede înainte, adică au ieșit trupele de acolo, lucrurile sunt, hai să-i spun eu, încă nu s-a terminat nimic. Cei din vest, sau să spunem, țările civilizate, sau mai toate țările nu recunosc această anexare a Crimeei ca să aibă un statut de drept, așa să spunem, statut de legalitate, nimeni nu recunoaște. S-a întâmplat însă, spuneam, rubla a ajuns acolo, nemulțumiri,
Da, până la urmă, asta și-au dorit oamenii. Știi, așa se întâmplă mai peste tot. Așa se întâmplă și în România. Avem ceea ce ne-am dorit. Știi? Pe principiu, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și dea norocul peste tine. Cam așa a dat norocul peste noi în 2012 la parlamentare. Așa a dat norocul și uite că am rămas cu norocul ăsta, de care e greu de spus cum vom scăpa. Mă refer la guvern și la guvernanțe. Și ca să spun, știi, cu minciunica care l-ai acasă și care guvernează, de n-ai văzut minciunica asta proletară, a lui Dexter, al nostru, de la Palatul Victoria, mai acum vreo 2-3 săptămâni, cred, de tot aici discutam despre electorată, nu? Cam așa se chema, nu? Și cât de cu pompă și cât de cu fast era toată chestia asta anunțată și cum oamenii vor câștiga și li se va face și li se va drege și așa mai departe. Și bineînțeles că toată minciunica asta dusă pe televiziuni și dusă către populație de nimeni altcineva decât de premierul României, toată minciunica asta a fost demontată de mai proaspăta venită în guvern și în politicie. E vorba de domnișorica de la Finanțe, care a spus că electorata s-o mai lăsăm până în 2016. Explicația este pentru că de ce? Că tot ea a dat drumul la porumbel. De ce o lăsăm pe 2016? Că ea în electoral. Lasă să o lăsăm atunci, să fie ceva și pe atunci. De fapt, asta se întâmplă. Vorbim de ani și cicluri electorale. Atunci se promite, atunci sunt toate bune și frumoase, atunci se măresc pensiile în realitate. În rest, este doar nimic altceva decât vrăjeală. Apropo de chestia cu pensiile, ai văzut o chestie apropo de minciunică și manipulare. Deja am văzut pe cele două posturi care, mă rog, sunt aservite puterii, chestii de genul pensiile astea 230 care sunt recalculate și la nu știu care sunt recalculate, de fapt e o chestie care s-a întâmplat cu pensiile, că nu știu care guvern le-a tăiat și a făcut și așa mai departe, când realitatea e cu totul alta. N-are niciun fel de legătură cu realitatea. Asta este până la urmă. Ne manipulează cum vor ei, indiferent de locație, indiferent de țară, în general populația e manipulată, punem botul și după aia tragem ponoasele. Știi? Bine, la noi cu atât mai mult cu cât avem o populație neinstruită. Deci... dacă e să fim și votantă, da, dacă votantă, e să fim foarte obiectivi, da, nivelul nostru de civilizație, nu neapărat, dar și de civilizație și de educație, că astea merg mână-mână, e foarte scăzut față de alte țări, iar ca mentalitate suntem foarte ușor de manipulat. Sigur, marea masă de votanți. Acum marea masă, știi, în momentul în care ne adresăm doar masei de votanți, care, hai să spunem, care prin prisma pregătirii și a înțelegerii ceea ce înseamnă guvernare, guvern, administrație și așa mai departe, e mai complicat pentru ei, dar ei totuși merg la vot, ei poate încă sunt de înțeles. În opinia mea sunt de înțeles, pentru că sărăcia, necazul, mizeria îi duce către așa ceva, îi duce spre a pune botul la așa ceva. Dar ceea ce pentru mine e de neînțeles sunt cei care știu, sunt cunoscători, au mai mult discernământ în zona politică și administrativă, pot trage concluzii, pot deveni la un moment dat vectori și ăia nu se implică deloc. Nu la modul, cum să-i spun, nu la modul public, nu se implică nici măcar la modul particular, prin prisma lui. Adică nici nu merge la vot, nici nu participă și așa mai departe, după care se plânge, știi? Păi știi de ce? Că ei din vectori vor să devină victori, știi? Da, și da. Deja nu mai contează. Postul luat, adică... Da, e întotdeauna o bătălie. Poate să fie postul ăla luat, știi? Dar cât e prezentat ciolanul acolo ca punct de reper, o să existe întotdeauna o haită care o să se necăjească să-l ajungă. Ajungă. Clar, da. Și din păcate lucrurile sunt așa cum sunt. Și dacă tot vorbim de ciolan, un nou scandal în zona publică și acel scandal e motivat de soacra ministrului agriculturii al lui cum îl cheam pe ăsta, că nici nu știu, Constantin. Daniel Constantin, nu? Ca să nu greșesc așa, că îl tot confund cu Voiculescu, cu Dan Voiculescu, nu știu de ce tot, dar cred că e același lucru. De soacra ministrului agriculturii prinsă cu mâța în sac, anchetată de cei la DNA pentru luare de mită. Am văzut ieri un Ponta care spunea ceva de genul apropo de ceea ce se întâmplă prin prisma DNA-ului și a faptelor care sunt descoperite și a băieților care merg așa, mă rog, în șiruri, single, depinde, cum depinde de ecuație. Am văzut un Ponta care spunea ceva de genul, băi, ne este foarte greu
să găsim oameni, ministere, miniștri și așa mai departe, ne este foarte greu pentru că le este frică să semneze, le este frică să dea cu bățul și așa mai departe, adică semnează el, dar în spatele lui are nu știu câte semnături și ăia iar în spatele nu știu câte semnături, toate astea motivate de DNA. Dar aș spune simplu, băi tăticu, deci aici vorbim de legalitate. Deci dacă oamenii care vin acolo, ei și-au propus din prima, pentru că a merge în posturi de astea cheie, da, de gen ministri și așa mai departe, înseamnă ce? Înseamnă contribuții, da? Campanii, partid, tarala, 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 da? Bun, ăla care contribuie, de ce o face chestia asta? Ca să recuperează, da? Păi în momentul în care recuperează, vine și spune, bun, și mă duc ministru. Și ce am făcut cu chestia asta? Păi mă duc ministru și salariul meu este, dau un exemplu, de 3.000, 4.000 de lei, da? Ok, 4.000 de lei, când înseamnă asta? Nici măcar 1.000 de euro, vă 900 de euro, da? Și ce privilegii mai am? Păi, la alte nimicuri. Mașină, te duce, te aduce și stai foarte mult timp și foarte multă bătaie de cap. Ok. Și bine, dar eu ca să ajung asta am dat o sumă cu, din, formată din 6 cifre, să zic așa, da? Și când o recuperez, chestia asta, niciodată. E și ce trebuie să fac pentru asta? Trebuie să o dau pe lângă lege. Păi cum și eu trebuie să fac, eu, Victor Ponta, trebuie în calitate de prim-ministru, da? Trebuie să spun, băi, deci e complicat tare pentru că DNA-ul e pe noi. Băi, dar nu trebuie să fie DNA-ul pe voi. Nu ne dați masă, nu ne dați de lucru. Asta e ideea, nu? Deci nu ne dați de lucru să vezi ce liniște o să fie. Niciun fel de problemă. Și lucrurile se merge paradoxal și cu mult mai bine. În condițiile în care... Nu? Sau măcar mai cu înțelepciune. Bă, luați varianta aia, știi? Până și frate. Deci mai cu înțelepciune așa. Nu foarte tare, da? Nu ne înnecăm în mită și în șpagă și în alea, da? Mai cu înțelepciune. O să avem autostrăzi. O să avem autostrăzi. Asta e știrea zi. Deci e știrea foarte tare. Ea se completează, e o știre completă care face referire și la anul trecut, anul care a trecut, 2013, și bineînțeles la anul 2014. Ți-aduce aminte câți kilometri de autostradă făceam pe an în campanie electorală? Deci deja, cum să spun, deja circulam numai pe autostrăzi. Deja spuneau, băi, până în 2016 terminăm 1000 de kilometri de autostradă. Eram, deci, eu eram baltă, eram fleașcă, eram terminat atunci. Am zis, băi, s-ar poate să vezi că vin băieții ăștia să vezi ce fac. Anul de grație 2013, un an al marilor proiecte, cu un ministru al marilor proiecte, cu un minister al marilor proiecte și cu un buget varză și bineînțeles cu nimic la capitolul infrastructură, a reușit să peticească, precizez, să peticească, vreau să vă spun și de ce, cu mare ce greutate, vreo 100 de kilometri de autostradă. Deci cu asta se laudă România în 2013. 100 de kilometri de autostradă. Cu tot cu autostrada aia care o colește Lugojul, parcă nu, care merge într-o parte în alta și nu are niciun fel de treabă, aia, cu tot cu bucățica aia, și cu tot cu bucata aia de autostradă care se oprește în câmp. Ca să nu mai uităm și de autostrada de la Craiova, care și acum are plantată pe ea stâlpul în mijloc. Deci cam în 100 de kilometri, cam asta intră, una peste alta. Și bineînțeles, după ce au fost date în exploatare, au fost scoase din exploatare, s-au pus restricții de viteză și așa mai departe, pentru că au început lucrările de întreținere la autostrăzi. Ele fiind noi, că nu poți întreține un lucru vechi. Întreține un lucru nou. Dacă l-am făcut azi, de mâine încep să-l repar. Cam asta e ideea. Vestea bună însă vine pentru 2014 și trebuie să o spun neapărat, pentru că e un fenomen care mă interesează foarte tare prin prisma circulatului. 2014 va veni cu un boom extraordinar în zona infrastructurii și vă rog la boom să puneți ghilimelele de rigoare și o să constatați că prin vocea ministrului marilor proiecte al lui Șova, antisemitul Șova, o să vedeți că anul 2014 nu va aduce ca și aport, să spunem, al infrastructurii, mai mult de vreo 60 de kilometri de autostradă. Deci ați auzit bine, 60, nu 600, nu 6000, nu, 60 de kilometri. Numai din astea 60 de kilometri preconizez eu că poate pe vreo 30 o să putem pune mida. Dar totuși noi trebuie să fim fericiți, pentru că dacă la autostrăzi merge atât de prost, cum poți să dai credibilitate unui timp care, nu știu, Magion, nu știu cum îl chema pe ăla care de ieri ne povestea, de autostrada Estului, știi, Suceava-Botșen, care va fi gata în anul ăsta, până în august, așa, cu mare, adică mă întind tare, adică până în august, așa, ca să fie, cum știi, până în august o să avem autostrada gata. Cum poți să arunci pe piață atâtea gogomânii și atâtea gogoși tu guvernant? Pentru că merg de ani de zile, nu observi, adică de 20 de ani încoace, noi nu am fost în stare să
facem nimic. Deci dacă e să o luăm așa, nu? Nu, chiar țara nimic, asta n-am făcut nimic decât am distrus. Am dărâmat, am vândut. Am vândut, am distrus sistem de sănătate. Păi asta, cu furatul, vezi, pentru că asta intră în mentalitatea românului de rând. Eu pot să-ți dau exemple de oameni care, simpli, deci oameni simpli, simpli, gen, nu știu, infirmieră, da? Într-un spital din România, nu mai contează unde, nu la Suceava. Și spune așa, fiul meu are un serviciu foarte bun, lucra la o centrală, la nu știu ce. În fiecare zi, pe lângă salariu, că avea salariu bun, în fiecare zi vine cu lemne acasă și mai vinde și niște motorină din nu știu ce transformatoare, nu știu, Dumnezeului erau acolo, da? Deci asta semna că el are un serviciu bun. Da? Nu pentru că merge acolo pe un salariu, ci pentru că se mai putea extrage de pe acolo una alta. Ei, chestiunea asta trebuie să o extrapolăm, da? Da, da, da. Păi am văzut chiar la un moment dat o chestie foarte interesantă, un primar jeluit undeva în sud, nu știu, unde primise ceva, o condamnare de asta și era la arest de asta, la domiciliu și îl jeluiau cei din comuna respectivă și spuneau, ce băi, frate, ce-o făcut așa de tare, bă, o băgat și el mână, o leacă, băiat bun, băi, n-aveai treabă cu el, ce-o făcut așa de tare, pe care nu se, că ăla care se îmbărte prin smântână nu-și bagă măcar de ești să o îngă și el o leacă. Asta e mentalitatea, nu? Și, depinde, și având o societate atât de permisivă, da, nu? Și depinde, se întâmplă. Depinde cât de mare e borcanul de smântână. Știi că mai pe la guvern, pe acolo, îți dai seama, e ta mai butoiul. Acolo nu e borcan. Acolo nu e borcan, acolo vorbim de iaz. Acolo deja încep să faci spate, poziția spate, alea, de la în not câinesc, mă simt tot felul de stiluri, nu? Deci deja ai cu totul și cu totul altceva. Adică grăim de alte cele. Comisia de la Veneția, băi, și ăștia de la Comisia de la Veneția, aia care se ocupă cu Constituția și așa mai departe, a verificat proiectul de revizuire a Constituției și a avut amendamente. Mirare? Nu. Era normal. E o prostie pe care a condus-o, bineînțeles, din funcția de șef pe atunci și parte în coaliție tot pe atunci Crin Antonescu. Crin Antonescu care, prin prisma Constituției, se bucură în continuare de sprijinul fostului partener Victor Ponta. Și spuneam, cei de la Comisia de la Veneția au avut câteva obiecții. Printre ele, hai să vezi despre ce e vorba. Ei zic, necesită proiectul de Constituție îmbunătățiri în puncte cheie. Spre exemplu, avem o opțiune clară atunci când vorbim de forma de guvernământ. Iarăși o opțiune foarte clară prin prisma competențelor premierului și a președintelui. Sunt tot lucruri de să simplifice, spre exemplu, procedura legislativă și să limiteze la minimum nevoia de ordonanțe guvernamentale. Păi mi-aduc aminte la capitolul ordonanțe guvernamentale, cum în opoziție fiind, Ponta, prin prisma ordonanțelor, urla, țipa, striga, nu este posibil să ai ordonanțe, chestii cu tare, când tu, noi, când vom veni, nicio ordonanță. Și la capitolul ordonanțe guvernamentale, ordonanțe de urgență, nu a existat post-decembrist, de la 89 încoace, un guvern care să aibă mai multe ordonanțe de urgență decât guvernul, sau mă rog, guvernele Pont, dacă avem vreo 3 până acum. Da? Niciunul n-a dat mai multe ordonanțe. Dar știți care e paradoxul? În condițiile în care până acum o lună aveau 70% în Parlament. Și acum, la fel, o majoritate. Lejer pot să facă procedura să o respecte. Dar de ce să respecti procedura? Una e opoziția și alta este puterea, nu? Lucrurile sunt tratate altfel, cu totul și cu totul altfel. Se schimbă chestia asta? Ce părere ai? Nu, niciodată, nu știu, cred. Nu cred. Eu mi-am pierdut speranța că o-i vedea în viața asta mea, cât o fie. Mai văd ceva. Că lucrurile se vor prinde uiți de schimbare ceva. Hai să vezi de ce se tem occidentalii. Poate pe bună dreptate. Crimeea poate fi un precedent, se întreabă ei, pentru fostele republici sovietice? E o întrebare foarte, foarte bună. Răspunsul e unul așa, oricare variantă de răspuns ai folosi eu, e un răspuns incert. Incert absolut. Pentru că cei, de exemplu, din Armenia, Azerbaijanul și Georgia sunt vizate, potrivit celor care au scris articolul, Courier International, au scris că poate să meargă extinderea asta, pentru că niciodată planul de federalizare, de revenire la Uniunea Sovietică nu i-a ieșit din capul lui Putin și dacă i-a mers cu Crimea, e posibil ca tot ceea ce și-a propus el să fie la un moment dat și pus în practică. Avem o șansă. Șansa noastră încă se cheamă, cel puțin la nivel teoretic, apropierea pe care am avut-o de NATO și de parteneriatul strategic pe care îl avem cu statele Unite ale Americii.
într-o oarecare măsură, cel puțin la modul scriptic, vreau să cred, îmi place să cred că n-avem niciun fel de problemă în zona asta. Doamne ferește! Pentru că avem în partea de est un vecin, putem să-i spunem acum pe prisma Crimeei, chiar putem să-i spunem un vecin, și e vorba de Mamarașia, instabil, cu un lider instabil psihic, în opinia mea personală, înfometat, o națiune înfometată, care nu știu cum o să reușească să stăvilească puterea de a anihila și de a mânca mai tot ce este prin prisma teritoriilor pe lângă ei. Din dorința extraordinară de a-și reface, de a se reface din punct de vedere teritorial, ceea ce se numea la un moment dat și pentru mulți ani Uniunea Sovietică. Foarte interesant articolul. Întrebare din nou. Există acest risc? Există, mai ales că îl avem pe Putin, care nu știu dacă e neapărat instabil, mie mi se pare foarte stabil, dar cu mentalitatea dintre asta de... De zapciu. Da, exact. Tulburarea e în altă parte, știi? Dorința asta de control absolut până la urmă, că el asta își dorește să aibă control pe cât mai mult, nu sau pe toată zona, dacă se poate, o are indirect asupra Europei, controlarea asupra Europei prin prisma gazului pe care îl livrează, da, și uite, s-a văzut că la o adică cam toată lumea Putin e cu capul, știi? Dar cam așa s-a vorbit, n-a ieșit nimeni dai să zică... Dar cu gazul ăsta, băi, cu capul și cu gazul ăsta. Cu gazul, ce ne facem? Am văzut că în Crimea, ai văzut, băi, la Kiev, ucrainenii, spre exemplu, refuză să plătească gazul la prețul stabilit de Putin, stabilit așa cum își dorește el și cum vrea el și cum vrea mușchii lui. Ce nu s-a, nu știu să spunem, amorsat în niciun fel conflictul dintre Kiev și Moscova. Ba din contră, cred eu că lucrurile acolo vor, mai întotdeauna de acum încolo, vor putea oricând să escaladeze asta, ca să folosesc cuvinte de astea, știi, adevărate și, mă rog, potrivite pentru ceea ce se întâmplă acolo. Noi, în schimb, am semnat parteneriate. Am semnat parteneriate și în zona ministrului, vicepremierului Dragnea, au ajuns foarte multe lucruri. Bă, frate, deci ministerul ăsta condus de Dragnea și vorbesc despre el pe bună dreptate. De Dragnea și de ministerul lui. Și am să spun și de ce. Aduceți aminte când discutam de, mă rog, se discuta pe posturile publice de televiziune despre acest minister al dezvoltării și așa mai departe, condus pe atunci de Elena Udrea și se povestea de tot felul de chestii. Bă, Elena a făcut nu știu ce, Elena i s-au văzut chiloții, Elena nu știu ce a făcut, Elena și așa mai departe. Elena derulează fonduri, Elena face cu toate că prin prisma fondurilor doar în Suceava, aș vrea să spun, cetatea de scaun este și se reabilitează prin prisma unui parteneriat și a banilor veniți de la ministerul condus pe atunci de Elena Udrea. Sau pârtia deschide la Rareu. Același lucru. Banii au venit de acolo. Lucruri care prin prisma pârtiei de la Rareu nu merg mai departe. Dar ministerul, spre exemplu, al dezvoltării regionale condus de Dragnea, care pe atunci țipa și așa mai departe, a ajuns astăzi să ia tot. Păi, spre exemplu, am văzut o măsură 3-2-2 care se derula prin prisma fostelor saparduri și se derula că era vorba de infrastructura din localități, din comune, infrastructura rurală. Măsura respectivă a fost dirijată. Și asta motivat de faptul că acolo sunt foarte mulți bani, vorba de 1 miliard și ceva de lei, măsura respectivă a fost dirijată unde? În curtea lui Dragnea. Ca să vezi, adică, și zici, bă, dar totuși, în curtea lui Dragnea. De ce? Pentru că la Dragnea trebuie să stea chestia asta. Da? Tot Dragnea venea și ne spunea, ieri am văzut, mamă, ce parteneriat extraordinar a încheiat el pentru Românica și o să avem de la București la Constanța trenul ăla de mare viteză extraordinar pe care îl vor face chinezii. Bă, dar faceți trenurile astea să meargă nu cu 30-40 la oră, bă. Faceți-le, bă, pe asta să meargă pe calea ferată cu 70-80, bă, și e bine. Și e bine, deci și e pe bune, nu trebuie să mergem cu 300 neapărat. Bă, mergem cu 70-80 și deja e fabulos. Faceți, bă, linia asta care leagă pe vestul de est, da? Trenul, foamea, că foamea a rămas, că nu mai, ăla e clar. De la Timișoara la Iași. Da? Și care face, frate, mergi de acolo, trebuie să faci 2 zile. Deci, în condiții normale, cu un tren normal, aproape cât face Transiberianul.
Știi? Cam atât facem noi în România. Bă, nu se poate. Pa, lasă-o, bă, pe alea futuriste, așa, știi? Dar, mă rog, că pe principiu, bă, o să executăm o chestie extraordinară. Bine, mă, și trei anul ăsta când? A, noi am semnămat acum un memorandum și un parteneriat. De ce? Pentru ca să le dăm, să alimentăm alegătorilor, fraierilor, botaniștilor, da? Să le alimentăm un picuț imaginație, să spună, mamă, ce mișto o să fie în trenul ăla, bă, când am să mă pun în tren și am să merg cu 300 la oră și așa mai departe. Pe principiu, ăluia care știi cu tata și băiatul care discutau mergând ei prin pădure și găsând o copită, o potcoabă, o potcoabă de la căluț, știi? Și pac și tasul, bă, frate, am potcoabă, dacă mai mergi, mai găsesc încă trei, să am patru potcoave și am să, poate, un căluț și călutul are să crească. Și pac și am să merg și are să aibă un mânz sau, mă rog, cum vedea, și ăla, și ăla micul de acolo mă nexta și eu am să-l călăresc și ăsta... Călărești, vrei să-i rup spatele, să nu mai avem, că se destrăma visul, știi? La fel și noi cu chestia asta, știi? Totul pornește de la un memorandum semnat, știi? Adică cam la modul ăsta suntem noi de botaniști. Și chiar sunt curios. 25 mai. Chiar vreau să știu România asta proletară, Suceava asta proletară, cât de botanistă e. Eu știu că suntem botaniști. Știu că, generic vorbind, bă, dar vreau să văd cât de tare. Dacă ne-a mai trecut. Nu ne-a trecut. Din păcate. Mi-aș dori să fi trecut, să ne mai, cât de cât așa un pic, să ne mai trezim la realitate. Nu ne trezim și vom pune botul în continuare. La tot felul de minciunerii din astea. Tinerii nu mai pleacă de acasă. Întrebarea e unde, frate, să plece de acasă? Că e o întrebare și cu un răspuns așa, da? Tinerii spun europene, tineri adulți din Europa locuiesc cu părinții lor, jumătate din ei. România este pe un loc surprinzător de bun, spune presa. Bine, dar ei sunt plecați în străinătate. Nu mai trebuie să cunosc cu părinții, că sunt plecați în străinătate. Italia, Spania, Belgia, Franța, unde vrei, unde vrei, unde vrei sunt comunități. Comunități românești sunt unde vrei. Deci clar nu sunt pentru că nu iar, sunt plecați în străinătate. Au rămas acasă părinții să le construiască vile, căsoaie și așa mai departe, pe care să le aibă, să, mă rog, să aibă cu ce să muncească. Dar în străinătate, aproape jumătate, spuneam, din tinerii adulți din Europa trăiesc cu părinții lor, indicând un nivel record de dependență cu implicații sociale și demografice sumbre pentru continent, spun ei. Puține țări sunt imune la acest fenomen care nu afectează doar țările mediteranene împovărate de datorii. Cifrele indică creșterea importantă a numărului de tineri de peste 20 de ani care locuiesc cu părinții în țări precum Suedia, Danemarca, Franța, Belgia și Austria. În Italia, aproape 4/5, 79% dintre adulții tineri locuiesc alături de părinților. În Italia e un fenomen. Asta e realitatea. Adică, pe principiu, bun, există aici împărțit. Pe de o parte, n-au ce face, n-au unde merge, pe de cealaltă parte, îi vorbim de lejeritate. Știi? E mai lejer să nu iei decizii, să nu... Să... E, bă, se îmbină una cu alta. Nu e neapărat cu deciziile, dar e vorba de cheltuieli, pentru că a plecat de acasă presupune o chirie, asta în primul rând, că acolo, sau dacă nu trebuie să-ți faci un credit pentru apartament, dar lumea nu prea mai merge spre direcția asta, nu mai există siguranța locului de muncă nici acolo, adică ne băităm noi aici nu avem deloc, ei acolo ce mai au, nici alea nu sunt foarte sigure, ca să zici, domnule, gata, pac, mă arunc la casa mea, cu una cu alta, se împart până la urmă cheltuielile în familie și cu asta basta. Dar așa cum spun aici cercetătorii, impactul demografic se va vedea. A, clar, păi, cum să spun, până la urmă acolo vorbim iarăși, vorbim de intimitate, din multe puncte de vedere și asta dacă dispare, la un moment dat și impactul demografic, bineînțeles că nu foarte mare. Și că 22%, mai mult de aproape, peste o cincime, spun cercetătorii, se confruntă cu privațiuni grave și au dificultăți în a-și încălzi casa, a cumpăra haine noi, o cifră în creștere cu 6 puncte procentuale și asta doar din 2007. Cam acolo suntem noi, cam acolo este... Europa, cam acolo ne-a dus criza, pentru că Europa încă se mișcă în criză, noi, excluzându-ne pe noi, hai să ne înțelegem, Europa e Europa, noi suntem totuși lideri în la capitolul ăsta, la creștere economică, noi nu avem ce fel de treabă. La noi toate sunt în regulă, o să vedeți, chiar locurile de muncă și angajările au crescut fabulos în Suceava, vedem asta la revista presie. Adică tot ceea ce se discuta, că se vezi, că nu-i, că e greu, că toate astea au devenit istorie, Suceava este pe drumul cel bun. Adică a început să dea lecții ușor, ușor României, urmează Europa și, bineînțeles, va urma mapamondul. Un proaspăt ministru se plânge. Se plânge pentru că de ce? Un proaspăt ministru, e vorba de ministrul pentru societatea informațională pe numele lui Răzvan Cotovelea.
are și o privire frumoasă, e inteligent, așa, e în regulă. Acest Cotovelea, acest motofleță, așa, băi, pică pară mănăiață, în gura lui nătăfleață. Sau poți să spui în gura lui Cotovelea, că e același lucru aproape. Serviciile ANAF furnizate cetățenilor sunt mizerabile și primitive. Adică, aș spune eu, sunt de rahat. Bun, dar trebuia să vină Cotovelea, motoveleța asta, să vină să povestească chestia asta? Alea să văd cu ochiul liber. Și de foarte mulți ani. Vorbim de stăpânul ghișeilor, de stăpânii ghișeilor și așa mai departe. Vorbim de tot ce el se plângea că a stat la coadă, el, dita mai mănăstru, a stat la coadă trei sferturi de oră și nu și-a rezolvat nimic, adică n-a fost băgat în seamă. Nu s-a întâmplat nimic în alea trei sferturi de oră. Cam asta era ceea ce spunea el și de acolo concluzia că sunt mizerabile serviciile și primitive. Traduceam eu că sunt de rahat. Întrebarea e simplă. Crezi că se va rezolva ceva cu asta? Nu, pentru că nu avem mentalitatea necesară și nici dorința de a face ceva. Românul este foarte lejer, el stă. Deci unde îl pui, el acolo stă, n-are inițiativă. Lasă, bre, că merge așa. Eu nu văd vreun șef de instituție să zică, băi, cum e în instituția asta? De rahat. Păi hai să mă apuc să fac ceva. Păi nu, că deranjăm, că n-avem bani, că e incomod, că e nu știu cum, lasă așa să stea cetățeanul. M-am stat eu ieri, da, apropo, o oră și 10 minute, da? Deci o oră și 10 minute la coadă, aha, pe ceas, da, deci am simțit. Dar ce ai făcut? Mi-am plătit contribuțiile la ceasă. Păi ca să, da. Deci toate cele trei ghișee plus, știi că e ghișeu, da, caserie, da? Erau cu cozi de 20-30 de persoane, dar la toate alea era full. Ieri la ora 10, fără 10. Am intrat și zic, hai să vedem despre ce-i vorba. Deci despre ce vorbim. Da, da, inuman să stai. Și nu că s-a micșorat coada. Eu am plecat, coada era cozile, că era, ți-am zis, patru ghișee sau trei, care operau acolo, da, cu cozi, 20-30 de persoane la fiecare coadă, da, în medie. Păi... Ca să nu să dăm totuși cezarul cel cezarul și înainte de publicitate să spun doar de faptul că Băsescu a trimis o nouă scrisoare lui Ponta în care îl roagă să renunțe la acciză, o acciză care trebuie pusă, că pe care vrea Ponta să o pună în aplicare începând cu 1 aprilie, o acciză care va mări prețul carburantului cu 40-50 de bani, ceva de 40 și ceva de bani și bineînțeles se vor mări și toate celelalte, toate cele, plecând de la pâine, tot. Traiul, viața, bănuțul în buzunar va fi cu mult mai puțin și spune Băsescu că a motivat că nu este nevoie de așa ceva, însă am auzit-o pe tipa asta tânără, pe fufa de la finanțe, care a povestit ceva de genul, dacă nu punem acciza în valoare și în practică, nu o să avem bani de pensii și salarii. Zis să mor tu că așa-i. Sau să spun, băi, ești nebună. Ce, pe frate, deci, păi ești proastă, ce dracu, adică ce mi-e cu prostii de astea? Da? Adică suntem noi cu vaca, suntem noi țărani, suntem noi într-un colț așa în Bucovina, agățat undeva, la mama așa. Dar totuși, adică vrei să ne povestești nouă că dacă nu e acciza asta, nu ne jupești pe noi toți, la modul general, nu o să putem avea pensii și salarii. Hai să fim serioși, totuși, hai să fim serioși. Deci hai să nu ne, da? Să nu ne întindem foarte tare, să încercăm să guvernăm țara asta cu responsabilitate. Să încercăm să guvernăm cu responsabilitate. Dar asta ni se datorează nouă și o merităm din plin. Haideți să vă spun doar cu euro că e la undeva cotat la 4,4693 lei, adică un 4,47, așa spun eu cu lejeritate. Dolarul cotat la 3,23 lei, ne îndreptăm către o paritate 1:1. Adică o să fie foarte, peste foarte puțin timp, un leu egal un euro. Și, bineînțeles, o să fie cu dolarul o să fie un pic de problemă, că o să fie cu mărunțiș cumva, știi, la schimb. Dar în rest, 1:1. Asta cândva. Și subtitlul Remember, astăzi 26 martie 1827, vrea din viață compozitorul german Ludwig van Beethoven, iar în 1874 s-a născut poetul american Robert Frost. 1881, domnitorul Carol I al Principatelor Române a fost proclamat primul rege al României, cel care a trecut granița în mod fraudulos, ca să zic așa, că mi se pare că despre el este vorba. 1892, dea din viață poetul american Walt Whitman, iar în 1911 s-a născut dramaturgul american Tennessee Williams. 1931 s-a născut poetul și traducător Mircea Ivănescu, iar în 1932 s-a născut artistul plastic Ion Nicodim. Am citat din viață în 1959 scriitorul american Raymond Chandler. Cam asta s-a întâmplat și astăzi este Ziua Națională a Republicii Bangladesh. Un soi de România. Sau mă rog, noi suntem un soi de Bangladesh. Cam atât, dragii mei, ne reîntoarcem pentru că avem revista presei, avem, bineînțeles, și horoscop pe fiecare zodie în parte, adică merită să rămâneți cu noi, revenim.
Și ca să începem frumos, elegant, glumind, cu zâmbet pe buze, ci că o pereche sărbătorește nunta de fier, căsătoriți de 65 de ani. Ea mare, solidă, el mic și plăpând. Bineînțeles și presa printre invitați, întreabă la un moment dat un reprezentantul presei, ce o întreabă pe aia, spuneți-mi, vă rog, cum ați petrecut, cum ați reușit să treceți, să faceți în toți acești ani? Foarte simplu, spunea, am hotărât ce trebuia să facă soțul meu, iar el a făcut. Dacă nu făcea, îl pocneam. Către el. Și dumneavoastră, întreabă reprezentantul presei, care au fost cei mai frumoși ani din timpul căsniciei? Răspunsul e unul fabulos. Cei 10 ani de prizonerat în Rusia. Nu? Apropo, așa, ce să mai... Și căsnicia asta. Peste 70 de milioane de euro s-au investit în rețele de apă și canal din Suceava din 2007. O știre în pagina a doua din Obiectiv, da, Șeveni, cam despre asta vorbim. Adică s-au investit foarte mulți bani în rețele de apă și canal și cu asta ce-am făcut, ar spune Constantin Tănase, cu asta ne spunem și noi. Și cu asta ce-am făcut. Adică vorbim doar de rețele de apă și canal, de stație depurare, nu vorbim. De faptul că putea rahată în Suceava, despre asta nu vorbim, nu povestim. Nu? No? Despre mizerie și așa, de asta, iar nu povestim nici de asta. Doar de faptul că s-a investit. Ok, e o chestie, no, s-a investit. Nimeni nu spune nu, ne aducem aminte. Ne aducem aminte, am beneficiat de toate aceste investiții, în sensul că ne-au rupt mașinile, gropi, trafic, nebunie, înjurături, frigidere, carne, etc. Așa, mă duc și așa mai departe. Ba chiar după ce s-a terminat toată investiția asta, mai găseai câte o mașină picată într-o groapă, evită instantaneu în șosea, mi-aduc aminte aici undeva, nu cred, nu? La un moment dat, deci o Dacie se vedea numai pe jumătate, cealaltă jumătate era băgată în groapă. Deci tot felul de chestii de astea extraordinare. Deci ne aducem aminte. 70 de milioane de euro, spune primarul, la capitolul realizări. Întrebarea este totuși, ce am făcut cu asta? De la aderarea României la Uniunea Europeană și până în prezent, în rețele de apă și canalizare de municipiul Suceava s-au investit peste 70 de milioane de euro. Cei mai mulți bani sunt din fonduri europene nerambursabile, accesate prin programul ISPA. O parte a sumelor a fost dirijată și spre lucrările de la stația de depurare a apelor uzate sau prin programul operațional sectoral mediu POS-M, diferențele de până la 25%, de la 2 până la 25%, fiind cofinanțări susținute de la bugetul local sau din credite. Pe cele două proiecte ISPA, spune primarul, s-au adus în Suceava 75 de milioane de euro. Este o sumă importantă, sper să finalizăm acest proiect și să avem în Tihnă exploatarea acestor conducte pe durată cât mai mare de timp. Deci eu la Tihnă asta mă gândesc. Deci eu mă gândesc că aceste conducte și prin prisma Tihnei să însemne ce? Confort pentru cetățeanul Sucevei, să însemne beneficiu prin prisma buzunarului cetățeanului Sucevei, să însemne mai puțin zgomot, mult mai puțin praf, dacă se poate, mult mai puțină mizerie, mult mai puțin disconfort, mult, toate astea mult mai puțin. Însă, în aceeași măsură, chiar dacă se vor termina, lăsați-mă să fiu eu cârcotașul și să spun, nu cred că se va termina. Păi ce faci, frate? Păi dacă nu mai spargi un drum, dacă nu mai scoți o conductă, dacă nu mai înlocuiești o conductă, dacă nu oprești traficul, cum o să știi lumea că avem edil? Da, pe lângă asta, nu? Vezi că se tot face vorbire despre pierderi, da? Teoretic, dacă rețeaua asta ar fi așa de minunată și de reparată, de mirobolantă, și de așa, n-ar trebui să mai ții pe ea de la termica cu aoleu, ea să suporte primăria sau alții, oricum alții, nu ei, pierderile. Nu, da, pierderile, rețeaua nu este complet, aia e chestia, rețeaua încă nu este în totalitate, păi ea e undeva până spre 50%, 40 și ceva de procente, dar ea acum ce mai este în derulare decât rețeaua asta merge peste 90%. Vor fi printre puținele, unișele municipii din România, dragi șeveni, care vor fi la modul ăsta. Adică, mai că, aproape că termica și pompe și așa mai departe nici nu trebuiască. Deci căldura pe care o să facă cei de la bioenergie, restul ăla numit căldură, că ei practic produc curent și cu restul îl încălzesc Suceava, știi, cam așa e. Deci căldura produsă de cei de la bioenergie, entuziasmată de rețelele, de canal, de apă, de toate alea, de termoficare și așa mai departe, deci entuziasmată, când va vedea, mamă, ce conducte faine, adică căldura aia o să urce și apa caldă și așa o să urce fără probleme. Ne mai pun în canalul. Păi, ca să nu spun ce anume de la canal, când o să vadă niște rețele atât de extraordinare, europene, da? O să spună, băi, dar mai avem nevoie de
tot felul de pompe, de ce vorbești, băi, deci așa trecem prin conducte. De la inerție, adică singuri, da? A, deci are să fie bine, are să fie bine tare, are să fie bine tare. Primul proiect, ISPA, a avut aloc de peste 50 de milioane de euro și a fost accesat de municipalitate în vreme ce al doilea proiect a fost accesat de ACET la nivelul a 5 aglomerații urbane din județ pentru municipiul Suceava, fiind alocate 20 de milioane de euro. O lucrare importantă. Deci acum e știrea. Lucrare importantă va fi în zona cartierului Zamca, acolo unde va fi o întrerupere a furnizării apei potabile, dar va fi anunțată din timp. Deci stați liniștiți, dragi șemeni, dragi zamcari. Deci stați liniștiți, noi treaba e sub control. Urmează Narșiselor, unde mai trebuie realizat o subtraversare, iar în măsura în care se va face aceasta și cuplare la rețea, vom anunța din timp acest lucru și treaba e sub control. Deci, clar, s-a investit o grămadă de bani, mai trebuie să investească, ar trebui să avem confort termic, apă, canal și așa mai departe, ce avem de fapt? Disconfort și mizerie. Bun. Am rezolvat-o. Bun. Hai să mai dăm acum un picuț de sărbătoare, așa. Mai sărbătorim, mai la... Ați auzit ieri cântând la mulți ani cu sănătate, să ne dea Domnul tot ce dorim, grade multe, pe umeri. Că ieri au fost avansări în grad. Polițiștii Suceveni au sărbătorit de ziua Poliției Române. Din 25, data de 25 martie a fost desemnată ca ziua Poliției Române prin articolul 50 din legea 218 pe 2002. La această dată sărbătorește și Buna Vestire, simbol aflat pe primul steag al Marii Agii, preluat în timp și de pe actualul drapel al Poliției Române. În fiecare an, cu ocazia zilei de 25 martie, cu oamenii legii organizează diferite activități pentru a sărbători ziua Poliției Române în compania populației în slujba căreia se află, pentru a-și serva eroi și pentru a prea pe cei mai buni. Acest an, pe 25 martie, la ora 9, în prezența conducerii IPJ, a prefectului județului, a reprezentanților Consiliului Județean Suceava și autorității de ordine publică Suceava, la sediul IPJ a avut loc ceremonia de amasare în gradul profesional următor a agenților și ofițerilor de poliție. După intonarea imnului național, s-a dat citire mesajul ministrului afacerilor interne și șeful inspectoratului general al Poliției Române, șeful inspectoratului de poliție Județean Suceava, subcomisarul de poliție Daniel Andrian Ilisei, a dat citire ordinul de amasare în grad și a felicitat pe polițiști. Au fost amasați la termen 48 de ofițeri și 106 agenți de poliție. Pentru activitățile deosebite desfășurate în anul precedent, au fost avansați înainte de termen 6 agenți și 5 ofițeri de poliție. Adică au fost ieri la avansări, frate, de n-ai văzut. Bine, a fost și mesajul, spuneam, al ministrului afacerilor interne, pe numele lui decât de Gabriel Oprea, și al șefului inspectoratului general al Poliției Române. Nu e ăla care l-au găsit la bordel ăștia. Deci, ca să ne înțelegem, nu. Deci, ăla e cu Poliția București, nu e cu Poliția Română. E cu Poliția decât București. O să mai fie o știre, o să vedeți despre ce e vorba la momentul oportun de la din zona poliției. Până după aia, deci mai discutăm acolo de ce anume, ce au făcut și cum au făcut. Hai, du-te, avem aici și poză de grup, de, da, e și cu... Lucrările de restaurare de la Mănăstirea Dragomirna, premiate de Uniunea Europeană, ar putea primi și un premiu al publicului. E o știre din pagina a doua din Obiectiv. Ar putea. Bă, dar toate în țara asta, în principiu, ar putea. Bă, dar nu putem vorbi de chestia asta după. A primit un titlu. Nu? Pentru că de ce? Pentru că nu, noi am putea să facem, ar putea să dăm drumul anul ăsta, s-ar putea să dăm drumul la 1000 de kilometri de autostradă, dar dăm drumul la 60 numai. S-ar putea să avem centura Sucevii terminată, dar nu o să gătească niciodată. S-ar putea ca drumul la Suceava de Botoșani să termine chestia asta anul ăsta, dar nu o să termine. S-ar putea ca aeroportul să fie operațional, dar probabil operațional o să fie numai pentru ciori și pentru băzăitoarele astea mici, astea care duc un, nu, pilotul și atât tot. Și cel puțin dacă mai puși pe al doilea și unul mai mare, merge avionul într-o rână, așa știi? Parcă ar avea pană, așa se duce. Deci cam despre asta vorbim. Pe principiu s-ar putea. Freșcele Bisericii Păgurirea Sfântului Duh din Mănăstirea Dragomirna, restaurate prin Regio, ar putea primi și premiul publicului 2014 dacă adună suficiente voturi pe site-ul Europa Nostra. Proiectul finanțat prin programul operațional regional 2007-2013 Regio a câștigat deja premiul Uniunii Europene pentru conservarea patrimoniului cultural Europa Nostra 2014. Dintre cei 27 de câștigători ai premiului Europa Nostra, de anul acesta, 6 vor primi marile premii și vor fi recompensați cu 10.000 de euro fiecare. Unul va primi premiul publicului în urma votului online. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale, bă, că n-audă seara de la Dragnea. Păi, deci, de asta e cu, pe principiu, s-ar putea. Da?
Până pe 20 aprilie se poate vota pe site-ul vot.europanostra.org. Ca frescele Bisericii de Dragobina să primească premiul publicului. Cei care votează pot alege dintre cele 27 de proiecte laureate ale anului acesta dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. Câștigătorul a fi anunțat pe 5 mai 2014 în cursul ceremoniei de acordare a premiilor Uniunii Europene pentru patrimoniu cultural organizată la undeva în Viena, la Burgtheater din Viena, sub patronajul președintelui Austriei, Heinz Fische. Comisarul European pentru Educație, Andrula Vasiliu, și tenorul Placido Domingo, președintele Europa Noastră, vor rămâna împreună premiile. Tornero, tornero! Bă, frate, ce tenor aici, Placido Domingo, aproape în pantalon scurs pe lângă mine. Lucrările au fost realizate și de 50 de specialiști și studenți în domeniul restaurării și conservării din mai multe țări, sub conducerea conferențialului universitar Dr. Carmen Cecilia Solomonea de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Ca urmare a restaurării și îmbunătățirii accesului, numărul turiștilor care vizitează zilnic complexul Dragomir a crescut considerabil, constituind o oportunitate de dezvoltare pentru toți cei implicați în industria turismului din regiune. Dacă mai facem și drumurile. Bine, deci pot să dau o sugestie. Bă, drumul ăsta, poate ne aude cineva de la Consiliul Județean și de la Drumul și Poduri, drumarul șef, poate ne aude cineva. Deci drumul ăsta de aici, de la Suceava, care merge până pe la Dolhasca și trece prin Ipotești, Bosan și așa mai departe, poate să fie drumul suspinelor. Ușor denumit. Pentru că de ce? Pentru că au început să vină craterele. Deci mai că nu știi cum să le ocolești acum. Poate până la Paști. Înșarcăm. Deci folosim varianta standard. Nu-i mare lucru. Varianta standard e varianta aia cu cancioc, o gărățâcă. A, păi da, așa. Cancioc, gărățâcă, luăm o mistrie ca să punem o lecuță de asfalt în groapă și să nu uitați de perie ca să dăm cu o lecuță de maglavaz din ăla care dă o leacă de, cum se cheamă ăla, da? Așa, de culoare orientativă, așa, da? Care aduce. Deci liantul ăla care face legătura, da? Deci, treaba rezolvată. Curățăm o lecuță cu palma, cu mănușa, curățăm o lecuță groapa, punem de nalea, tuflim cu canșocul, aranjăm cu mistria, calcăm pe principiul decât personal și treaba rezolvată. Măcar și așa. Dar poate lichiți un pic cu drumul și ala. Ca să nu mai spun și de alte drumuri. Am început zică pe drumul care duce la Rarău. Ba, am făcut un drum frumos la Rarău. Ce a început să cadă pe drumul ăla? Pietre. A început să cadă bolovani. Tase acolo, nu-i lua. Bolovanii spuși acolo, poți să iei ca pe o chestie turistică, știi? Uite cum stau bolovanii, ce frumos, până și pe drum, frate, stau bolovanii la noi. Adică stau, bun, stau bolovanii prin guverne, prin o grămadă de bolovani. Dar bolovani de ăștia, ați vorbind, stau pe unde vrei, așa, adică pică de pe munte și ajung pe drum. Deci poate ne mai ocupăm un pic de infrastructură ca să putem pune în valoare turismul și ceea ce avem noi ca și bogății, nu? În Bucovina. Că poate ne mai scoatem și noi, că dintotdeauna am spus eu că turismul poate salva zona, cu siguranță. E singura noastră șansă să nu rămânem în anonimat. Că restul e vai de capul nostru, nu te bagă nimeni în seamă. Dar pentru asta avem nevoie de ce? De drumuri. Mai vorbim și de aeroport? Bă, dar nu avem aeroport. Avem un aeroport. Cum? Două aeroporturi la Suceava atunci? Păi nu avem un aeroport la Florești, pe Imaș. Nu? Avem unul la Vatrador, n-avem unul la Florești, pe Imaș, eu aveam unul și la Șcheia, dar nu mai știu acum acolo s-au făcut ceva căsuțe. Problemele acă pentru Andrei Ciocu. Poftiți? Floreni, nu Florești. Mă rog să mă scuzați, Floreni, Florești. Tot ce acum chestii de cât de ești, ce să mai... Floreni, așa. Deci, da avem, nu? Da avem acolo, l-avem frumos, acolo sigur că avem, e aeroport aproape internațional ăla acolo, care sunt la Floreni. Aproape că internațional, deci are statutul așa, incert, acum trebuie să îl dea. Și o să avem prea multe aeroporturi, adică spune, bă, dar toate la Suceava, bă, Floreniu la voi, Salcea la voi, toate la voi, bă, dar dă un pui mei de treabă, bă, adică ce frumos acolo, știi cum, ce frumos de aterizat și de decolat? Când plouă afară. Hă? E ceva, dă-i viteză, nu pot, că prin noroi patinează, știi? Dar nu merge, dar nu ne ridicăm. Ei, dacă nu ridicăm, ce să-i face? Asta e, bă. Bun, hai să mergem o altă știre. Uite, confiscări, frate. Confiscări de 100 de milioane de lei și măsuri asiguratorii de 18 milioane de lei în ultime două luni dispuse de inspectorii antifraudă. Știți care e aia cu... Stoi! Cu striliai, striliai corul în nemeațca. Inspectorul general ajunct la Direcția Generală Antifraudă Cosmin Georgescu a arătat că în luni februarie și martie acestui an, inspectorul antifraudă și ai Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava au efectuat verificări la un număr de contribuabili aplicând 208 amenzi contravenționale în cuantum total de
1,5 milioane de lei, un număr de 18 acțiuni au avut ca rezultat suspendarea activității contribuabililor pentru nedotarea sau neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. S-au dispus confiscări de numerar, brașoveni. Un număr de 18 acțiuni spuneau așa, s-au dispus confiscări de numerar în cuantum de 97 de milioane de lei și de bunuri în cuantum de 3.000 de lei, instituindu-se decizii de măsuri asigurătorii în vederea recuperării de unor prejudicii estimate la 18,5 milioane de lei. Au fost înaintate către unitățile de parchet competente 4 sesizări penale, valoarea estimată a prejudiciilor în aceste cazuri fiind de peste 16 milioane de lei. Știrea săptămânii trecute era motivată de o anume relocare, de schimbare de domiciliu. Știți pentru cine? Știi pentru cine? Știi? Pentru Petrica Ropotă. Nu și-au găsit-o, o să spuneți, bă, l-a luat la minister. Nu. L-au trimis la Medinți. Bă, frate. Nu, dar e, deci, știi? E clar, adică s-a rupt al vremii fir, ce cruntă soartă, spunea așa Chespiare. Deci lucrurile astea s-au întâmplat pentru că de ce? Pentru că s-a distrus alianța USL și, bineînțeles, suportul politic probabil că a plecat și pe principiul ăsta, mă rog, trebuie schimbată treaba, da? Și atunci l-au trimis unde? La Mehedinț. Da, nu e departe la Mehedinț. Dacă o iei pe de-a dreptul, dacă mergi pe drum, faci vreo 700 de kilometri, cred că, eu știu, poate chiar mai bine. Pe de-a dreptul, dacă mai are aeroport, n-are aeroport la Mehedinț. Să foarte mare grijă, nu pe autostrada din Dolj cu stâlpul în mijloc. Deci aia trebuie ocolită, da? Da, cam așa, dar nu este acolo, nu-i politica, nu-și bagă cap niciodată coada în administrația locală, deci să ne înțelegem. Niciodată. Acolo politicul nu face chestia asta. Politicul nu. Politicul face ceea ce trebuie să facă. Schimbă șefii, pe principiu pleacă ai noștri, vin ai noștri. Nu e normal. Lungul crede, Lungul nu crede că este oportună impunerea unor tarife la licitația pe serviciile de termoficare. Care e serviciile de termoficare? Mai avem serviciile de termoficare? O știu din pagina 3 din Obiectiv. Primarul Suceava Ion Lungu nu consideră că ar fi oportună aprobarea unui tarif de încăietul de sarcini de la licitația pentru transport și distribuirea energiei termice pentru prestarea acestor două servicii. Nu cred că este corect să se pună problema limitării prețului la serviciile de transport și distribuție. Am dat exemplu salubrizării și al altor servicii publice unde criteriul este prețul cel mai mic. Nu putem să stabilim care va fi prețul la licitație, spune primarul Sucevei. Care salubrizare, domnul primar? Adică eu chiar sunt foarte curios să întreb care salubrizare. Norocuț acum cum a dat bunul Dumnezeu recurs de ploaie. Și cumva o mai răcorit-o așa un picuț cu praful, cu o mai răcorit așa un pic cât de cât așa. Că restul e nenorocire. Restul e nenorocire. Deci noi e. Dacă vrei să vezi ce inhalez, deci treaba e simplă. Uitați-vă un picuț pe mașinile mai închise la culoare, după ce plouă, un pic dacă o stropit. Să vedeți că ceea ce găsiți pe mașini e praf. Praful care s-a depus în urma ploii. Ploii, știi? Se depune praful. La ăla nu se inhalează. Praful ăla nu e... Nu merge prin... Știi? Nu, pe căile nazale, adică nu, nici cum. Apropo de salubrizare. Primarul a făcut această precizare ieri în contextul în care serviciile de transport și distribuție a energiei termice unul din cele mai disputate subiecte din administrația locală, iar cu privire la legislația de transport și distribuție au avut tocmai multe runde de discuții ca să se ajungă la un consens. Ori când e vorba de hai să dăm mână cu mână, că să ies consensul, sigur că da. Din câte se pare, o parte dintre consilieri avea în vedere stabilirea unui tarif maxim care să nu treacă de cel al producției. E vorba de 143 de lei cu tot cu TVA pe o gigacalorie. Bă, acum e chestia asta făcută, cum să spun eu așa, electoral. Că e clar făcută electoral prin prisma consilierilor. Dar trebuie să recunoaștem, nu? Indiferent care partid a făcut-o, că habar n-am cu ea aparține inițiativa asta, că n-ar fi una de neluat în seamă, nu? Adică de ce să-l lăsăm pe ăla să vină să facă pe principiu de apropiere? Să aducă, păi acum cât plătim la termica? 200 și cât? 50? Nu? Ceva de genul ăsta plătim. O grămadă de bani, nu? Plătim acum pentru transportul ăsta și distribuție. Că luăm, e 400 și ceva, nu? Păi dacă tot luăm cu 143 de la gard. Păi un principiu sănătos, hai să o împingem tot cu 143 la deal. Deci cine poate să facă chestia asta și să mulțumește să câștige un leuț în regulă? Cine vrea să câștige tot 100 de lei? În neregulă. Da? Că poate funcționează ceva pe principiul ăsta. Știu și eu, zic, mă exprim. Putem aproba mai multe lucruri legate de termica de activitate de termoficare. Sper acest lucru că vor fi aprobate proiectele care vor fi la ședința din 27 martie. Mai mult de atât nu am putut face ca primar. Am avut o disponibilitate maximă, totală la discuții, la clarificări. Sper că în cele din urmă să se voteze și să putem demara această procedură de licitație, spune primarul Lungu.
No comment. Da? No commentario. Sau, mă rog, am comentat des oricum no commentario. Uite, aici spuneam, căderi îngrijorătoare de pietre de pe versanțe pe drumul turistic Pojorâta la Rău. Da, lăsați acolo. Deci nu mai. Drumul ăsta e în administrarea noastră? A județului? No. Sau da? Da, în oricui și nu luați pietre, lăsați pietrele pe drum. Da, dacă era altceva, dacă de noroi, mai spuneai, băi, noroi, ai vreo două pietre acolo, că ce poate să facă? Să facă accidente, să te trezești la Pojorâta pe varianta cea mai scurtă, adică pe Valis o iei, deci ceva de genul ăsta, adică nu se întâmplă mare lucru, nu? Cum să fie? Deci, da, acolo nu sunt podorojnici, nu sunt de ăștia care urmăresc ce se întâmplă pe drumuri. Întreb, nu? E un drum care, nu? Totuși un drum, da? Nu este cineva care se îngrijește de starea drumului, care merge și trage măcar o dată pe zi o ochiadă să vadă, bă, drumul ăla e în regulă, nu e în regulă, este, nu este, mă interesează, nu mă interesează, nu se întâmplă așa ceva? Nu? Nu e o țară normală asta? Nu? Nu e un județ normal? Nu? Ok. De acolo mi se trage. Cu normalitatea. Țara nu e normală, județul nu e normal, nici că nu e normal în țară, dar cum dragul să fii tu normal? Știi? Nu? Adică, pe ce principiu să fii normal? Inspectorul antifraudă au găsit neregul la 9 firme sucevene care cumpără și vând produse din Uniunea Europeană. S-a terminat, salut. Deci chestia asta, deci o să vedeți, trocul ăsta a primit o grea lovitură. Pagina a doua din monitor. Inspectorul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava au găsit neregul la toate firmele sucevene care achiziționează și comercializează produse din țările Uniunii Europene și care au fost verificate până în momentul de față. Șeful Direcției Antifraudă, Cosmin Georgescu, a declarat că până în prezent au fost verificați 9 agenți economici suceveni care activează în domeniul achizițiilor intracomunitare, iar în urma neregulilor constatate au fost întocmite care au fost întocmite sau sunt în curs de întocmire dosare penale. El a explicat că în urma controlului s-au constatat că aceste firme subevaluează prețul produselor care vin din țările Uniunii Europene, atât la achiziție, cât și la vânzare. Și de exemplu, cităm din Cosmin Georgescu. De exemplu, o societate comercială declară în acte un preț de achiziție la merele cumpărate din Polonia de 0,12 lei pe kilogram. Aceeași societate vinde merele respective folosind o casă de marcat mobilă la un preț de 0,2 lei pe kilogram. Iar în realitate, prețul comunicat de Institutul Național de Statistică pentru Suceava, în perioada în care societatea face aceste operațiuni, este de minim 2 lei pe kilogram. Pentru diferența între prețul de 0,2 lei și cel de 2 lei, inspectorul antifraudă calculează impozit pe profit și TVA de plată, ne spune domnia sa. Bani la buget. Băi, dacă a greșit, se plătește. Da? Dacă a greșit. Deci, am spus ieri, spun și astăzi, târg de cariere în turism în Marea Britanie, Grecia și Cipru, organizat la Suceava. Când? Marți, 1 aprilie, Daily Plaza, 2000 de locuri de muncă. Dacă sunteți interesați, nu se cere experiență, o dobândești pe parcurs. Dădeam și ieri exemplu, dau și astăzi. În Marea Britanie salariile pornesc undeva de la 1000 de lire și pot ajunge la 1500 de lire în condițiile în care cazarea și masa sunt asigurate. Vorbim de cei care lucrează în turism. Așa că e de gândit, poate fi o oportunitate, nu? Oricând poate fi o oportunitate. Polițiștii au donat sânge de ziua lor, e vorba de un gest umanitar. 30 de lucrători inspectorate de Poliția Județeană Suceava au donat ieri sânge de ziua Poliției Române. La acțiunea umanitară au participat lucrători și luptători de la Serviciul de Acțiuni Speciale, mascații poliției și colegii acestora de la Poliția Municipiului Câmpul Moldovenesc și Secția de Poliție Rurală de la Vama. Acțiunea a urmărit marcarea evenimentului și sensibilizarea cetățenilor cu privire la implicarea în acțiuni cu caracter umanitar, tot cu prilejul Poliției Române la sediul IPJ, Suceava, holul instituției, la Galeria de Arte Millennium, a fost organizată o expoziție de pictură artistului sucevean Niculai Zepciuc. Uite aici. Preot acuzat că refuză să împărtășească un bebeluș pentru că părinții l-au botezat la altă biserică. Interziși la serviciile religioase. Spune o bătrână, că am 76 de ani, dar n-am pățit așa ceva de când sunt eu și am umblat ceva pe la biserici. Da, păi bunica bebelușului și popa i-a zis că dacă moare, nu îngroapă. Adică scurt. Dar ce deci... ia? E asta, cum îi spunea frate, de egipteanca? Cum îi spunea? Nu Maria egipteanca, zi mala, nu din Egipt. Ce ia? Faraoneasă? Cum adică? Ce-i face? O îmbălsămează? Ce-i face? O ține, nu? Bă, băiat. Mumie, așa e. Da, uite, dacă mor... L-am întrebat ce face dacă mor în drum spre casă. Mă duce la groapă? Nu! Eu cu familia ta nu mai vreau să mai am de-a face. Ups!
Părinte, nu e în regulă. Nu știu dacă te uiți la noi, dar nu e în regulă. Vorba de părintele de la undeva de la Hânțăș, Bereș, parcă, nu? Așa ceva. Subtitlu conflict în pagina 4 din Monitorul, salariații că spitalul din Humor nemulțumesc că nu-și primesc drepturile câștigate în instanță. Salariații la Spitalul Roșinesc Gura Humorului, care și-au câștigat o serie de drepturi salariale în instanță prin hotărâre judecătorești definitive, sunt nemulțumiți de conducerea unității, care le aproape 6 luni de la finalizarea procesului nu a pus în practică decizia magistraților. Cei 130 de angajați spun că au cele mai mici lefuri din județ, iar sumele pe care ar urma să le bage în buzunar de circa 1000 de lei de persoană, deși nu sunt mari, ar însemna o recunoaștere a muncii lor. Oamenii spun că lucrează frecvent ore suplimentare, mai ales de când spitalul se pregătește să fie acreditat. Suntem în perioada de acreditare, iar în octombrie vom fi vizitați de comisie, stăm peste program pe bani mai puțin decât ar trebui să plângă angajații. Ce ne spune managerul? Că managerul e toată treaba acolo. Cornel Vieru, managerul spitalului de la Gura Humorului, spune că potrivit ordonanței de urgență 92/2012, va plăti angajaților drepturile salariale cuvenite. Sumele restante vor fi achitate eșalonat în termen de 5 ani. Băi, frate, în cita, de țară trăim, bă, că mi-aș face eu. Am murit. Mai citesc o dată, poate, poate era 5 luni și am citit eu prost. Noi 5 ani, nu totuși, nu? Mai citesc o dată. Va plăti angajaților drepturile salariale cuvenite, sumele restante vor fi achitate eșalonate în termen de 5 ani, așa cum prevede legea. 5% în primul an, 10% în anul al doilea, câte 25% în al treilea an și al patrulea și 35% în al cincilea an. Bă, hai să facem o socoteală cu 1000 asta de lei, mă. Deci nu ai pe bune acum. Hai, bă, ca să vedem care e treaba, bă, cât de mare e mărlăneala, ca să vedem, nu? Ca să ne... Deci 1000 de lei. Da, așa zice, nu? Ce? 1000 de lei de persoană, da? Atât au de recuperat, da? Ok, bă, hai să facem o socoteală. Bă, 1000, cât e în primul an? 5%. În primul an este cât? 5%. Bă, 5% din 1000 de lei, bă, după umila mea, cât e așa, e 50 de lei, nu? Atât, da? Bă, deci în primul an primim 50 de lei. Brava! Trăiască guvernul Ponta, brava! În al doilea an primim 10% din banii ăștia. Adică în al doilea an primim 1 milion. O, dar e sumă tare, bă, într-un an de zile, acum trebuie să recunoaștem că e o chestie, adică, nu ne, da? Bun. După aia, în al treilea și al patrulea primim câte 25%. Tot e bun. De cât deloc 250 de lei, da? Odată și încă 250 de lei odată. După care primim 350, probabil nu, cel băi, ia ieșit, mi-a ieșit socoteala sau nu mi-a ieșit, ieșit. Deci și-am primit, deci, nu, dar e bun tare, băi, dar e bun, dar în primul an e important. Bă, și mai ales că în primul an e 50 de lei, 50 de lei din 1000 și recuperezi banii în 5 ani, nu-i foarte tare asta? Așa ar trebui să-și recupereze statul banii de la noi, adică eu de ce să-mi plătesc statul taxa? Ia, statul ți-ia cu totul, înțeles. Statul când e vorba de luat, ți-ia. Nu ia să dăm că... și noi 5% în primul an, după aia face și noi fix dar nu, la fel. Ce vorbești că dacă îți trimite acasă, vine acasă ANAF-ul, vine ca automatul și îți ia casa, îți ia, uite aici, cum se execută o vacă, 3 curi și 3 picheri. M-ai înțeles? Deci asta face statul. Vine tăticul și îți ia tot. Îți spune, băi, izmenile, dar pe astea le mai am. Just, izmenile. M-ai înțeles? Deci asta îți face statul. Te lasă în bombeul gol. Cam așa ceva. Și el ce-ți face ție? Îți spune, bă, dar trebuie, eu stat trebuie să-ți dau bani. Nu, pe bune, să măr tu. Dar cine face, mă, regulile astea? A, eu statul, nu? Adică eu fac regulile. Păi bine, mă, adică tu îmi dai bani, dacă nu-mi dai banii mie, te bag la bulău și ți iau casă, masă și așa mai departe, dacă nu-mi dai banii când spun eu, că eu fac regulile, și tot eu fac regulile când trebuie să-ți dau eu bani. Și îți dau banii când vreau mușchii mei și cum vreau eu. E bine, mă? Păi nu e bine, știți? Băi, alo, e bine? Da, șeful, să trăiți. Pentru că de ce? Pentru că i-ați votat, frate. Sunt curios salariații de la Gura Humorului. E? Aș vrea să văd așa, cu toate că votul este sacret. Dar aș vrea să văd cam cu cine ar vota acum prin prisma europarlamentarilor. Se gândesc oare cu jind să dea un vot doamnei Vălean ca să nu cumva să rămână fără servici și doamnei Ponta ca să tot să nu rămână fără servici, că și are să facă saracuțele, e vai de amarul lor. S-a învățat în Parlamentul European și la Bruxelles cum are să stea ele fără Bruxelles acasă la Românica. A? Deci, așa, întreb. Deci, gândiți-vă un pic, da? Bătaie de joc. Bă, miștocă, dar nu că miștocă reală. Asta este mai mult decât miștocă reală. Asta este... Deci, nu știu cum... Sunt câteva cuvinte, dar pe care nu pot să le spun. Dar sunt vreo două expresii pe care aș putea să le folosesc fără niciun fel de problemă, da? Da. Miștocă reală, hai să rămânem la ea. Că e mai așa. E luare la mișto. Își bată miștocăreala de noi, știi?
Și ne mai și povestesc. Bă, vă dau 1000 de lei în 5 ani. Doamne ferește! Doamne! Poate în afasă de monitor, subtitlul concurență, școala gimnazială 3 din Suceava, în topul celor mai căutate de 10 școli din țară pentru înscrierea în clasa pregătitoare. După prima fază de înscriere în clasa pregătitoare, Ministerul Educației a făcut public un clasament al celor mai căutate de școli din țară în ceea ce privește înscrierea în acest clasament. Abraham Burela cu chestia asta. Topul primește primele 50 de școli după concurență pe țară, așa cum a fost numit de Ministerul de Resort, include unități școlare care au înregistrat cel mai mare număr de cereri pentru înscriere la clasa 0 în raport cu oferta școlii. Școala 3 din Suceava este singura unitate din județ inclusă în topul realizat de minister. Unitatea ocupă în locul 9, instituția suceveană este surclasată de 7 școli din București și una din Craiova. Nu e școala de pe stâlp, e o altă școală din Craiova. E pe aproape de aia. Și tot la Suceava, în pagina 9 din monitorul, marele premiu și 4 medalii de aur adjudecate de Universitatea din Suceava în cadrul unui salon internațional de cercetare și inventică. Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatorului din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava a câștigat marele premiu al jurului, 4 medalii de aur și 5 diplome de excelență în cadrul celei de-a 12-a ediție a Salonului Internațional de Cercetări al Cercetării, Inovării și Inventicii ProInvent 2014. Această ediție a salonului a avut loc în perioada 18-21 martie la Cluj-Napoca. Manifestarea a adunat peste 50 de participanți din țară și străinătate, USV participând cu 12 invenții. Ia să vedem, marele premiu al jurului și diploma de excelență pentru contribuția remarcabilă în domeniul creativ a fost acordată profesorului doctor inginer Dorel Cernomazu și pe bună dreptate. Cu diploma de excelență și medalia de aur mai a fost premiat proiectul Sistem pentru estimarea riscului de avalanșă. Tot o altă diplomă de excelență și medalia de aur a primit proiectul Motoare solare liniare cu actuatoare cu parafină și tub Bourdon. Proiectul Microindicatoare pentru sensul de rotație a câmpului magnetic învârtitor și pentru succesiunea fazelor. A primit tot o diplomă de excelență și tot o diplomă de excelență a primit și medalia de aur proiectul instalație pentru modelarea unor efecte la ferofluide. Deci participarea a fost chiar într-adevăr una foarte bună și cinste lor pentru că ne-au făcut cinste nouă județului. Șomajul, o știați. Șomajul în regres. Nu mai este șomaj. Gata. S-a dus. Pleca vremurile alea. Nu mai. S-a dus. Cum e? Așa, ca să... Ca pe tablete. La Angry Birds. Da? Deci ca la păsărelele supărate. Da? S-a dus. Deci ăsta e șomajul. În județul Suceava arată șomajul bate în retragere. Ce spuneam eu? Ce bate tare, nu în retragere. Adică... Am. Are bataie de retragere așa. O bataie mai groasă așa. Cel puțin așa relevă datele făcute publice de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, potrivit cărora luna trecută indicatorul amintit a coborât de la 6,83 cu o diminuare de 0,04% comparativ cu luna trecută. Bă, iarne că le proștește. Bă, frate, dai să... Bă, pe bune acum. Hai să vedem care e diminuarea, bă, că deci nu mai... Deci cu matematică un pic, da? Putem să facem un pic de matematică? Hai să facem o socotelă. Deci 6,83 minus 004, nu? Ca așa, după umila mea, da? 004. Bă, matematica asta, deci, n-am avut eu foarte tare, dar cât știu așa. Bă, nu știu, mie personal, îmi dă 6,79. Bă, așa o fi? Bă, așa e. Deci, care e scăderea dramatică? Că șomajul e regres de la 6,83 la 6,79? Panta contează, mă. Aia e tătă treaba. Panta descendentă. Acolo e tătă șmechereala. Deci a început să meargă la vale. Deci a început să se rostogolească, știi? La vale. Aia e trebuie. Că, pe principiul ăsta șomajul, prin 2262, spuneam eu odată, are să fie zero în Suceava. Până atunci însă, ce ne spuneți? Că în contextul creșterii cu 334 de persoane numărul de angajări în luna februarie față de luna anterioară, reducerea ratei șomajului se datorează scăderii numărului de șomeri înregistrați în evidențele agenției. Deci un fel de așa, știi? Adică au ieșit din indemnizație, da? Deci nu mai sunt indemnizați clar că ce face rata șomajului, da? Așa, dacă nu mai are în evidență.
Pe de o parte, pe de cealaltă parte, și că s-a mai făcut un pic de angajări, dar alea sunt în zona construcțiilor, că acolo mai angajează oamenii și angajează numai cu studii superioare, manipulanți, adică necalificați. Este că acum urmează. Doamna Domnicăi a ținut să reliefeze că pe durata lunii trecute, în județul nostru, s-au făcut peste 1800 de angajări, cu peste 400 mai multe decât în luna similară a anului 2013. Deci realizați, realizează cineva cât de tare a crescut chestia asta cu angajările în Suceava? Și cum am dat bunăstarea peste noi? Nu, realizează, cineva realizează chestia asta, cu adevărat, adică nu, nicio. Eu nu am cum, adică încerc să realizez, dar nu-mi dau seama cum pot realiza chestia asta. La școala militară de suboficiere de jandarmi la Fălticeni este ziua porților deschise, o pagina 7 din Craiul Nou, joi 10 aprilie, între orele 9:13, la școala militară de suboficiere de jandarmi la Fălticeni se organizează ziua porților deschise, o activitate este inclusă în cadrul campaniei Jandarmeria pe înțelesul tuturor. Hai să nu ne întindem. Și în pagina 16 din Granou, la aniversarea USV, Dumitru Vădova și Viorel Vatamaniu, coregrafia ansamblului Arcanu, cetățeni de onoare ai Sucevei. Municipiul Suceava va avea doi noi cetățeni de onoare. Propunerea de acordare acestei distincții figurează pe ordinea de zi a ședinței ordinare de mâine a Consiliului Local și vine din partea Asociației Culturale Educative Arcanul a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Titlurile urmând a fi conferite lui Dumitru Vădova și Viorel Vatamaniuc. Cam atât, dragii mei, pentru că e momentul potrivit să luăm un pic de repaus, dar ne revenim. Revenim cu horoscop pe fiecare zodie în parte. Merită să rămâneți cu noi. Revenim. Horoscop 26 martie 2014. Berbec, dorința dumneavoastră de expansiune se poate neca la mal, precum țiganul în reverie și fantasmări romantice, de aceea la locul de muncă totul pare în ceață și probabil că e mai bine să lăsați pe altă zi socotelile precise și documentele importante. Este o zi bună însă pentru cei care lucrează în comunicare sau într-un domeniu artistic, pentru cei care lucrează în presă sau este o zi bună pentru a vă înțelege mai bine propriile sentimente, dacă tot n-aveți chef de muncă sau nu vi se așează ideile cum trebuie. Se poate de asemenea ca berbecii să aibă o discuție de suflet cu un coleg. Mare atenție la ce vă treziți vorbind, pentru că acel coleg începe să vă povestească una alta din viața personală. Aveți grijă dumneavoastră cât anume spuneți despre dumneavoastră. Taur, doriți să vă demonstrați prieten de nădejde, dar aveți tendința de a vă băga în sufletul cunoscuților nepermis de mult. Lăsați-vă prietenii să se deschidă fața dumneavoastră ei, să stabilească unde este limita, cât anume vă mărturisesc și cât nu. La muncă, dacă aveți de luat legătura cu clienți importanți sau cu vreun colaborator, încercați să stabiliți întâlniri față în față. Nu este o zi bună pentru vorbit la telefon, pentru trimis mesaje scrise, ceva se întâmplă, ori nu ajung, ori nu sunt înțelese corect. Este o zi bună pentru afaceri și pentru înțelegeri financiare, dar așa cum am zis, discuțiile trebuie să aibă loc față în față. Gemeni, investiți în relațiile cu ceilalți și nu avântați de unii singuri, pentru că nu veți avea nici de departe atât de mult succes pe cât credeți. Așadar, dacă vi se oferă șansa de a încheia noi parteneriate, de a deschide o afacere în asociere, nu ezitați, sau cel puțin dacă ezitați, nu arătați acest lucru. E mai bine să vă păstrați dubiile departe de public. Aici e vorba, poate fi vorba și de dubii legate de planul sentimental. Mai bine, știu eu, dacă nu sunteți foarte siguri de intențiile soțului sau soției, nu duceți problema asta sau nu scoateți la suprafață sau nu zice n-am încredere în tine. Știi, mai bine taci, ok, mai te uiți, te gândești, am motiv sau n-am motiv, e pe bune sau nu e pe bune, da. Se pot stârni niște discuții neplăcute chiar fără nicio bază. Se poate ajunge la un consens, însă pentru gemeni, consens legat de bani cu soțul sau soția, se ajunge la o strategie totuși comună, ceea ce e mare lucru în zilele noastre. Rac, dacă până acum ați avut doar senzația că între dumneavoastră și o persoană la care țineți se mărește pe zi ce trece distanța, că se aștern tăceri din ce în ce mai lungi, urmate apoi de izbucniri, ați găsi foarte siguri că se întâmplă ceva. În loc să vă retrageți în cochilie, așa cum faceți de obicei, din dorința de a vă proteja, este mai indicat să discutați deschis, să puneți cărțile pe masă, cum se spune. Comunicarea armonioasă este foarte avantajată astăzi, deci până la urmă de la dubiile racilor se poate ajunge la niște concluzii pozitive sau mai
mai bune decât se așteaptă aceștia. Da, trebuie să discutăm, clar. Leu, orgoliu vă face de foarte multe ori să nu vă recunoașteți greșelile sau să pretindeți că totul este bine când de fapt nu este. Nu faceți aceeași greșeală și astăzi, ci încercați o discuție lucidă cu perechea de viață sau cu un partener de afaceri. Discuțiile despre bani nu merg bine, nu vi se clarifică situația, eventual veți fi amânați sau, știu eu, duși cu vorba, nu are niciun rost să vă enervați, ci doar să încercați să mai iscodiți pe aici, pe acolo, cât se poate, eventual nu direct de la sursă, din surse colaterale. Fecioară, fiți flexibili, acceptați și părerile celorlalți și dacă veți fi sinceri cu dumneavoastră înșivă, în final vă veți reformula câteva din teoriile dumneavoastră despre lume și viață. Nu fiți suspicioși cu prietenii sau colegii, apreciați-le atenția și contribuția la proiectele dumneavoastră. Se poate să primiți o propunere de colaborare din partea unui grup sau unei asociații. Beneficiile vă sunt însă prezentate în mod ușor deformat, ca să sune mult mai bine decât în realitate. Deci beneficii există, dar nu sunt atât de mari pe cât vă sunt prezentate, așa că mare atenție cum vă faceți eventual calculele pe mai departe. Balanță, la locul de muncă totul pare entuziasmant, promițător, dar este foarte posibil ca atmosfera să fie creată în mod fals de către un coleg sau un asociat care dorește să vă inducă în eroare. Nu vă lăsați măguliți cu atât de multă ușurință, fiți atenți la cei care vă cântă în strună cu orice ocazie. Dacă vă aruncați azi în negocieri, încercați să nu exagerați ofertele și să nu faceți promisiuni pe care știți clar că nu le puteți onora, adică nu duceți cu vorba, pentru că acest lucru se va întoarce împotriva dumneavoastră. Scorpion, dacă cei din jurul dumneavoastră nu sunt la fel de comunicativi pe cât simțiți dumneavoastră nevoia să fiți, nu insistați, ci ocupați-vă de ale dumneavoastră. Dacă v-ați propus ceva pentru astăzi, mergeți înainte cu optimism și nu vă lăsați influențați de atitudinea celor din jur. În plan personal aveți impresia că sunteți respinși sau ocoliți, mai ales dacă se amână cumva vreo întâlnire la care țineați foarte mult, dar toate aceste evenimente nu au legătură directă cu dumneavoastră, cumva azi fiecare e cu ale sale, trebuie să înțelegeți și pe prieteni sau poate persoana iubită care are altceva de rezolvat, nu neapărat că vă ignoră. Săgetător, aveți chef de vorbă, de mărturisiri, dar e bine să fiți mai atenți la ce spuneți ca să nu scăpați secrete personale în fața cui nu trebuie. Pe principiu, orice informație poate fi folosită într-un final împotriva dumneavoastră. Nu este indicat să vorbiți acum despre aventuri sentimentale, să vă lăudați cu cine știe ce cuceriri, de cine știe când, mai ales dacă acum aveți o relație stabilă, pentru că s-ar putea să deranjeze. La locul de muncă, nu încercați să forțați lucrurile, să le împingeți în direcția dorită de dumneavoastră, pentru că nu se vor urni într-acolo, iar nervozitatea rezultată vă poate împinge la gesturi absolut prostești. Capricorn, experimentați cât mai multe lucruri, împărtășiți-le și cu perechea de viață, dar e bine să stabiliți eventual un buget de distracție, dacă spre asta înclinați, de la care să nu vă abateți, sau poate că e bine ca o parte dintre capricorni, aceia care sunt de obicei foarte, foarte ocupați cu munca și care nu mai au timp și de ale casei, să stabilească împreună cu familia, cu copiii, cu soțul, cu soția, un buget pentru distracție, adică din când în când să mai iasă din casă, să se ducă la un suc, poftim, toată lumea, nu neapărat că mergem la cel mai scump restaurant, dar să mai schimbăm atmosfera pe acasă. Încercați ca astăzi să luați în considerare propuneri de venit pe care în alte circunstanțe le-ați respinge din start, dar așa cum am mai zis, azi e ziua ideilor altfel pentru toată lumea, pentru Capricorn poate să fie o provocare, le recomand să o accepte. Vărsător, imaginația funcționează perfect, dar la fel și iluziile legate de câștiguri bănești. Acestea vă pot face să cheltuiți în avans, fără să aveți garanția că veți primi un loc de muncă pentru care ați aplicat sau că vi se va suplimenta venitul în vreun fel. Adică vărsători au ei așa o idee, am fost ok la un interviu azi, totul a mers minunat, sigur primesc jobul respectiv, deci să mergem să cheltuim, nu recomand. Dacă munca dumneavoastră implică să vă ocupați de documente sau de bani, e mai bine ca astăzi să vă limitați la chestiuni de rutină și nu la manevre de anvergură, adică una este completezi un OP, eventual pe calculator acolo și să recitești de 20 de ori ce-ai scris, decât să vă lansați în cine știe ce negocieri și să semnați cine știe ce acte care, la care nu puteți fi suficient de atenți azi.
Pești, sunteți plini de energie și inspirați pe cei din jur, dar există predispoziția de a înfrumuseța realitatea și puteți induce în eroare pe ceilalți fără să vreți. Problema este că mai toată lumea vă ia în serios și așa ajung unii, spre exemplu, să cumpere lucruri care nu le plac, dar doar pentru că ați insistat dumneavoastră ca să vezi ce bun e, ce frumos e, cu rezervă. E mai bine să vă exprimați astăzi. Intențiile dumneavoastră sunt minunate, dar pot să conduc, așa cum am zis, către lucruri neplăcute și se mai iscă, mă rog, câte un reproș. Mai bine nu. Și cu reproșurile astea. Apropo de ce se mai întâmplă, roșia neagră a apărut pe piață. E vorba de un super aliment, spun de cei care au creat-o și chiar și specialiștii. Roșia neagră, adică Indigo rosea, a început să fie cultivată în Marea Britanie anul acesta. A fost obținută, bineînțeles, printr-o încrucișare, nu altfel, și este considerat un super aliment pentru că el conține antocianină, un antioxidant moștenit de la sortimentul de tomată violet. Această substanță ajută la tratarea diabetului și a obezității. Și la capitolul ciudățenii, dacă tot suntem acolo, să vă spun doar că cu numai puțin de 660.000 de euro s-a vândut către un japonez, sau mă rog, unul japonez a cumpărat cu 660.000 de euro singurul aparat foto adus de pe lună pe pământ. Au mai fost, dar nu s-au mai adus. E vorba de un aparat foto special folosit în timpul misiunii Apollo 15 din 1971. Cam asta se întâmplă pe pământ. Repejor, cine așteaptă? Repejor se mută focusul pe relații. O să fie nevoie de foarte multă maturitate ca să gestionăm ceea ce vine. Maturitate și înțelepciune. Zile frumoase în continuare. Ne revedem luni. Până atunci aveți grijă. Răcoare, frig, ploaie, vreme instabilă, vremuri instabile, aveți mare grijă de dumneavoastră, nu uitați să fiți frumoși, să fiți la fel luni, marți, miercuri aici cu mine. Ce să vă spun? La revedere! Torel!